De când nu știam să merg, ai făcut tot pentru mine. Lucruri care nu se șterg, dar azi e doar despre tine. Te iubesc orice ți-aș spune, mulțumesc fiindcă mă accepti. Cu ale mele, rele, bune, chiar dacă uneori mă cerți. Ești mereu un piept să știi, dragostea rămâne vie. Tot ce sunt, ce am fost, voi fi, ți se datorează ție. Oriunde viața m-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă. Tot la tine mă aduce, la mulți ani, iubită mamă. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Doamna Ana! Da! Aveți emoții sau nu? Am emoții, că nu știu de la cine! Așa, uitați-vă, am venit cu aceste daruri minunate, pentru că le meritați, o să vă apropiați cu un pas lângă noi. Așa, și o să încep cu acești trandafiri, pentru că sunt predestinați pentru dumneavoastră și îi meritați din plin. Vă rog frumos. Așa, aici aveți o tortă, special nu am scris nimic ca să nu vă dați seama de unde vine această surpriză. Sunt foarte multe persoane care vă iubesc. Dar îți dau indiciu, din păcate nu sunt lângă dumneavoastră. Dar să știți că sunt cele mai scumpe și cele mai apropiate. Această tortă este pentru dumneavoastră. Vă rog frumos. Așa. O să o puteți? Da. Așa. Și doamna Ana, de la cine ai venit noi cu aceste daruri frumoase? Cred, de la copii. De la cine? De la Eduard, de la Michela. Și încă mai este cineva? Și nepoță. Foarte corect. Este de la Eduard și Irina, Mihaela și Vadim. De la cei mai scumpi, care vă iubesc și din păcate nu a putut să vii lângă dumneavoastră și am venit noi să vă aducem emoțiile. Sunteți cea mai scumpă mămică, sunteți cea mai scumpă persoană pentru că le-ați dat și le-ați creat un viitor prosper și ei se bucură și se mândresc de dumneavoastră. Cea mai scumpă sunteți dumneavoastră, să știți. Ei vă iubesc și am venit cu mesajul că le pare rău că în această zi, dintre care este foarte important pentru ei, nu sunt lângă dumneavoastră. Și o să lăsăm pe dumneavoastră, lăsați câteva cuvinte frumoase. Le mulțumesc foarte frumos pentru surpriza care ne-a făcut-o și îmi pare rău și mie că eu nu le pot cuprinde, nu le pot vedea. Și din cauza pandemiei chiar am vrut să plec la deci peste hotare, chiar cu Ana în urmă, dar din cauza pandemiei nu ne putem duce și le mulțumesc pentru surpriză și le doresc să fie sănătoși și să aibă grijă de dânși și cât mai curând să ne întâlnim. Cel mai important. Da, cel mai important. Să aibă sănătate. Să aibă sănătate, să fie sănătoși, să aibă grijă de ei și cât mai degrabă să ne întâlnim. Cel mai important le-a spus dumneavoastră, dar noi vă dorim să aveți multă sănătate, că asta contează pentru ei, cât și pentru dumneavoastră. Dacă o să aveți sănătate, în rest, cred că Dumnezeu le așează pe la locurile lor. Încet, încet și o să fie totul bine și o să vă revedeți. Noi vă dorim sănătate, o revedere cât mai curând. Deja ce v-a spus în plan s-a împlinit, că sunteți o mamă bogată, dar vă spun că sunteți o mamă bogată pentru că aveți cei mai sănătoși, cei mai scumpi și cei mai bravo copii. Asta e cel mai important. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim frumos. Cu mult drag pentru dumneavoastră.